Am revenit, dragi prieteni, ghiciți ce? Oameni noi, adică aceiași oameni cu performanțe deosebite care ni s-au alăturat în această a doua parte a emisiunii noastre. Sebastian, o să-i prezint tu în continuare și stăm de vorbă cu ei, le ascultăm poveștile. Eu de dimineață, de la 7, de când am ieșit între voi, nu mă mai satur. Adică aș sta numai aici, pot să rămân? Sigur. Da, o să reau din nou, să zicem, mersul. O să, după ce o să o prezint în primă fază pe Ionela Lehaci din barca de dublu vâsle, dublă campioană mondială cu Gianina Belagă, care este tot din Suceava, nu este acum prezentă, dar cred că ele sunt suficient de cunoscute, nu trebuie să le mai fac cunoscute. După aceea o să preiau cu Cosmin Pascari, campion european în barca de 4 rame. Așa că, Ionela, tu nu cred că ai trac la zona asta. Emisiunea noastră este pentru a promova copiii care vin din spate și că dacă merite să faci canotaj, tu ești tot din Suceava. Și cum vezi tu viitorul în ceea ce privește acest sport? Sunt câteva întrebări foarte simple, nu? Și din punctul nostru de vedere, voi sunteți niște performanții care, cum am și spus în prima parte, echivalează cu premiul Nobel sau premiul Pritzker, ce dorești tu. Așa că Ionela Cosmiuc, fost Lehaci, soțul ei este capitanul lotului olimpic, aici vorbim de soț-soție. Povestește-te în primă fază dacă merită să faci acest sport, care sunt sacrificiile și cum îl vezi tu ca viitor? În primul rând, bună seara! Dacă merită să faci acest sport, cred că ai întrebat persoana potrivită, pentru că mie sportul ăsta mi-a adus numai împliniri pe toate planurile. În afară de faptul că am ajuns să fac înaltă performanță în el, aici mi-am găsit și jumătatea. Știm și asta. Sportul ăsta pentru mine înseamnă, nu știu, ar fi și foarte greu să-mi găsesc cuvintele potrivite să-l descriu. Dacă unii consideră că au făcut sacrificii, eu nu văd niciun sacrificiu în cariera mea. Mereu am fost un copil dezvolt și nu am simțit nici dor de casă, nici de părinți, nici de familie. Din potrivă, mi-am adus familia lângă mine. Păi văd că avem nou campion mondial în drumul ramic cu domnul Ciobăcă, de la CSM Suceava, eu îl cunosc foarte bine și pe el și traiectul lui. Acum fratele tău a devenit campion mondial la U23. Da. Felicitări, am văzut cursa, a fost așa super, la o secundă jumate, două, foarte rapidă. Așa că sunteți o familie suficient de numeroasă aici. Da. Soțul și fratele. Sacrificiu suprem, dacă e să spunem așa. Da. Aș vrea să le transmit un mesaj părinților care nu își lasă copiii la sport, având diferite frici. Una, că nu fac școală, a doua, că poate să pierd, că nu-i bun anturajul sau mai știu eu ce se gândesc ei. Am plecat de acasă în clasa 8-a, la 14 ani, și vreau să zic că am luat bacalaureatul cu o notă foarte mare chiar. Ori dacă ne uităm acum la televizor, cei care fac școală pe bune, chipurile, sunt foarte puțini dintre ei care trec acest examen. Iar anturajul într-un colectiv de sportiv este unul foarte bun și te dezvoltă din toate punctele de vedere. Chiar dacă nu ajungi să faci sport din altă performanță, cu siguranță ești un om capabil să te descurci în viață în orice domeniu din acest sport. Trebuie să amintim performanțele tale, dublă campioană mondială la Plovdiv, Sarasota, de seniori. Campion mondial de tineri. Locul 5 la ultima olimpiadă de la Rio. Eu loc, când spui locul 5. Loc 8, nu contează. Când ești în prime 10, da. Nu, Ionela, când ești în prime 10, noi știm ce înseamnă ca eu, ca și practicant la canotaj, ce înseamnă să fii în prime 10 și au fost în primii 9 pe sală și știu cât am muncit la categorie, așa că nu-mi povesti, nu mai vreau categorii reci pure. Așa că știu ce înseamnă să fii locul 9 mondial și am muncit de nou, sări capacele, aproape 4 ani zi de zi. Așa că locul 8 la olimpiadă nu este de ridere, sunteți acolo în primele cu șanse foarte mari la medale la Tokyo. Nu mai spun medalele anterioare pe care le aveți la tineret, că sunt și acolo o grămadă. Cum vezi tu, hai să spunem, viitorul canotajului, pentru că din spate copiii oareși cum nu prea mai fac. Noi încercăm prin această emisiune asta să promovăm,
ca copii să-și deschidă un pic și repetăm, dacă observ obstinent lucrul ăsta, ca copiii să se îndrepte spre noi. Cum vezi tu după Tokyo și cum vezi viitorul acestui sport care este fantastic și care a adus niște satisfacții României mari? Eu am încredere că o parte din cei ce încep acum sportul o să ne duc așa drapelul ăla semnat mai departe, dar în egală măsură cred că ar trebui luate niște, mă repet, măsuri în aceste privințe. Ar trebui promovat în școli, pentru că nu o să prea știe chiar și la nivelul ăsta, nu o să prea știe de canotaj, mai mult spunea și Ciprian, fotbal, tenis, din când în când gimnastică, dar despre canotaj nu prea se vorbește. Noi asta face. Da? Ne bucurăm că face cineva și treaba asta. Și copiii ar trebui sprijiniți de părinți, de profesori, de oricine să încerce. Că este o vorbă din popor, încercarea moarte n-are. Dacă nu o să fie, te poți întoarce să faci altceva. Dar că ar trebui să încerci și să pună mai mult accent și părerea mea e că ar trebui să nu se mai țină foarte mare cont de parametri ăștia, de să fie foarte înalt, foarte lung în brațe, ar trebui să se uite puțin și la spiritul copilului, că eu cred că se poate face treabă bună și cu un băiat de 1,85 m dacă are inima de 2 km. Da, de acord cu tine. Cum te vezi după Tokyo? În canotaj. E o întrebare retorică. Te gândești pentru Paris? Da, mă gândesc, dar având în vedere că proba mea se va scoate după Tokyo, am înțeles că categoria o să dispară din programul Jocurilor Olimpice. Mă gândesc serios să le fac concurență fetelor astea de la Open și să da, vedem știu, dacă, am auzit. Da, și eu le-am dacă o să fac față. Da, fain. Ok, o să luăm, sunt foarte mulți cu super valoroși, o să iau așa la rând cât pot eu, o să le iau pe Cosmin Pascari, campion european în 4 rame, după aia o să le iau pe domnul Ciobâcă, care este campion mondial acum proaspeț și noi am venit să le luăm și o parte din premiul lui și banii. Eu, vorbești de niște campion mondial, nu spune așa pe o simplitate. Campion mondial. Da. Campion mondial! Aplauze da. Pentru oamenii ăștia, noi doi trebuie să-i aplaudăm. Da, eu trebuie să recunosc. Campion mondial, campion mondial, ce sunt fost. Știu, eu sunt familiarizat cu ei și cu sportul lor, de asta nici lor cred că nu le place să... Nici nu cred că îmi place să-i pun așa cu un ton mai sus, sunt ei suficient de calmi, știu eu cam ce vor ei. O să-l iau pe Cosmin Pascar, care eu îl urmăresc de foarte mult timp, cu un potențial fantastic. Cred că știu pe Cosmin Pascar de la politicien când se pregătea și chiar că m-am uitat în niște fotografii mai demult, era așa un copil care trăgea la campionatul național de ergometru și uite că acum trage într-o barcă de 4 rame care rupe barca respectivă și sunt un echipaj fantastic, toți din Suceava. Cosmin, aceleași întrebări, să știi dacă, cum ai început și dacă merită să faci canotaj, nu este simplu. Cu zâmbetul pe buze, tu l-ai făcut tot timpul cu zâmbetul pe buze, canotajul. Cum vezi tu perspectiva acestui sport și dacă vei fi în continuare în zona asta? Pentru că interesant să vedem pe Cosmin Pascar dacă va face în continuare canotaj. Și dacă îl vedem și la Paris, pentru că indiferent de problemele care le mai avem cu sănătatea, totuși inima tot acolo zboară. Vârsta îmi permite să ajung și la Paris. Asta ziceam și eu. Nu pot să zic nu. Dacă nu vrei tu să mergi, să știi că eu voi face tot posibilul să fiu și eu acolo cu tine. Să mă duci și mine. Să-ți fac concurență. Am înțeles. Te ascult. Eu pot să zic că am început să practic sportul ăsta din noroc. Din cauza că antrenorul meu de Spaiwan, fiind de la Fălticeni, sunt două rute ca să ajungi la Păltinoasa, de unde sunt eu. Fiind în construcții drumul, a trebuit să ia pe drumul mai lung, să treacă și pe la școală la mine. Și a zis că hai să vin și eu, hai să intru și eu în școala asta să văd dacă sunt sportiv și dacă pot găsi ceva pentru canotaj. A venit ca tot celălalt, ne-a ridicat în picioare, care e mai înalt, hai puțin pe hol să vorbim, să te măsori, să
văd dacă ești bun, dacă ești interesat. Și fix atunci terminam clasa 7-a și era vacanță. Eu când am auzit că se merg la sport, eu vreau vacanță, vreau... nu prea mă atragea, jucam fotbal așa, da? Puțin. Și am zis că hai să încerc. Am mers, am făcut alea două luni. M-a prins, mi-a plăcut, aveam febră. Am avut febră după ce am început 6 luni de zile. Dar fără sacrificii nu poți. Adică nu era ceva ce nu puteai ca să nu reziști. Puteai să faci orice, dacă îți dorea și îți plăcea. Păi am ajuns aici. Prin muncă, dorință, inima cu zâmbetul pe buzi, chiar dacă mi-era greu, eu mereu zâmbesc și... Performanțele tale de la senior până la tineret, pentru că tu ai acolo câteva, s-a pleacă un pic când pun medal la gât și nu numai ție, pentru tot e valabil, pentru toți este valabil această întrebare, pentru că ați ajuns aici pentru că în spate aveți niște medale și niște rezultate mari. Am început tare de la juniori, cu vicecampion mondial și eram junior mic, cum sunt pe categorii, juniori 1, 2, 3 și eram junior mic și eram o relevație, era un rising star, să zic așa. Ești un star, oricum. Și campion mondial de două ori la tineret, campion european de seniori și un loc 5 la mondial. Anul ăsta n-am participat la europeni, probleme medicale. Eu zic că ați răvit pentru din toamnă, am toată încrederea că ați răvit pentru că barca ta merge bine la Crist acolo. Eu știu că țin mult să reintri în formă. Merită să faci acest sport? Merită cu cel mai mare dragoste. Am înțeles. Și să vină cât mai mult să copiii să încerce și să vadă, să vină dedicați pentru sport, nu doar așa să-l facă și când dau de greu să... Da, pentru că când vii și intri un pic mai tare în brânză, în sportul ăsta, nu e așa de simplu, trebuie să știi să-l suporți un pic. E adevărat și... că la început ia mai ușurel, hai că să ne plimbăm pe apă, să vezi cum e. Dar dacă vrei de performanță adevărată, trebuie să faci și un sacrificiu, să dai tot ce poți. Ideea e că o să ne vedem și după Paris. Eu zic că după Paris, cred că să poți să tragi două probi, și un 4 rami și un peror, de ce nu? Cu două medale, că tu ai potențial. Piciorul dacă aș tău, avea două inimi aici. Eu cred că ai o inimă mare și cred că se poate face orice. Nu fac probleme din punctul tău de vedere. O să trecem că e timpul foarte scurt. Și o să trecem la domnul Ciobăcă, care acum a proaspăt, bună seara, care acum a proaspăt campion mondial cu Lehaci, sora lui Ionela. Fratele lui Ionela. Nu facem mix. Da, ok. Aștept să spui aceeași părere despre sportul ăsta, pentru că tu vii tot din Fălticeni. Domnul Desmar, ce semestru Ceava. Eu te-am urmărit, eu pe toți v-am urmărit, vă știu așa în mare. Spune-mi așa dacă merită, cum te vezi și aceleași întrebări, să știi. Și cum simți tu evoluția acestui sport? Eu zic că merită tot sacrificiul și... Sport nu e chiar așa ușor, dar dacă îți dorești, poți să ajungi unde vrei. Cu ambiții. Multă muncă, transpirație. Reușim. Le-ați vedea mâinile oamenilor ăstora. Am dat mâna, nu știu cu care din voi am dat mâna la un moment dat, și am avut așa, dă-mă un pic să văd ce ai acolo. Ai lipit. Nu, sunt bătături. Sunt bătături și asta înseamnă muncă zilnică. N-ar trebui să prezentăm bătăturile, că dacă aud părință, nu-și mai trimit copii. Da, eu cred că ar trebui să spunem, pentru că știi cum e, ca și în orice meserie, când vrei să faci, că e academie sau că e medicină, până la urmă faci același gărzi și înseamnă oboseală, înseamnă, indiferent că faci medicină, este același lucru ca și cu sportul de performanță. Ba, ar trebui să spunem bătăturile, pentru că părinții care aud de bătături și nu-și mai trimit copiii la canotaj, trebuie să primească mesajul ăsta.
nu avem nevoie de copiii aia care trebuie să fie cocoliți de părinți, nu? Care da. Nu sunt lăsați să facă performanțe, care nu sunt împinși de la spate să muncească. Trage de vâslele alea și eu am stat la linia de final, la antrenamentul vostru de dimineață. Și spuneam domnului cu care eram în șalupă, de fiecare dată când mergea o barcă, aveam tendința de a sări în apă, să vin să vă aduc un pic de apă sau ceva, chiar dacă voi aveați în bărcile voastre apă, dar simțeam așa când vedeam transpirația și grimoasa feței până la urmă de oboseală, că trage 1000 de metri, 2000 de metri, nu știu exact distanțele, că e, nu știu, nu dețin sportul. Dar când ajungi la final și vezi expresia sportivului, atunci cred că avem nevoie de părinții care sunt dispuși să-i lase pe copiii lor să facă sacrificii, să ajungă campioni mondiali, vicecampioni mondiali, campioni europeni și așa mai departe. Dar să-i lase să încerce sportul, nu neapărat îl trimite să facă performanță. Exact, nu-l trimite, măcar... bă, tu te vezi dacă îți place, exact. Dacă vrei să tragi, dacă nu... Da. Ciprian, tu vii de la fotbal și uite, da. Că de la fotbal ai venit în canotaj. La început am încercat să le fac în paralel, până s-a prins domnul Avrămie și a zis că hai, gata, lasă. Lasă. Da, e frumos și fotbalul, e mediatizat, e Messi, Ronaldo, toată lumea știe de, dar de cine știe de canotaj de atâți oameni talentați și cu zeci de medalii mondiale și olimpice? Asta este. O să știe, cu 750.000 mai mulți după ce difuzăm emisiunea, să sperăm. Să știi. Că județul Suceava și Botoșani e cu ochii pe noi constant, așa, da? O să încercăm să facem un mod de selecție a copiilor, de ce să nu, pentru că până la urmă viitorul va fi sportul plătit. Da. Ăsta este viitorul. Părinții... Așa este și în afară. Asta, la asta mă gândeam și eu, un părinte va plăti o anumită cotizație lunară în care copilul lui va veni să facă sport, în același timp părintele va avea tot interesul ca copilul să vină să facă sport. Exact. Așa că eu ăsta îl văd viitorul sportului în următorii 10 ani sau peste 10 ani, cert 10 ani, pentru că banii se vor duce și vom intra pe acest sistem unde se întâmplă și dincolo, cu sponsor și cu a cotiza. Mai este timp din aparte, nu știu dacă mai este timp. Nu știu, întrebam și eu, mai avem timp. O să luăm din barca de 8 băieți, că niciodată n-am vorbit de barca de 8 băieți. Este o barcă, să spunem, care i s-a dat așa în ultima perioadă oxigen mare, în ultimii 2 ani. O barcă, vorbim de Constantin Radu, care e unul din strocul puternic al bărcii de 8 băieți. Și o barcă care i s-a dat așa oxigen cu venirea noul antrenor. Radu, să știi că întrebările sunt aceleași, ce înseamnă muncă. Radu este tot din Suceava și el. Ne întâlnim des și pe la săl, în pauză, n-are niciodată pauză. De fapt, asta înseamnă sport, nu există pauză. Povestește-mi dacă merită, Radu, cum ai plecat așa în scurt, pentru că oricum timpul e și el așa cum este. Bună seara, în primul rând. Merită să faci acest sport din cauza că simți niște senzații unice, niște trăiri care un om normal nu le poate simți în viața de zi cu zi și nu ai putea să le compari cu absolut nimic în lumea asta. Bărcii de 8 s-a dat mai mult credit din anul 2017, când am mers pur și simplu niște oameni la un concurs și am vrut să ne facem nebunia și am arătat că putem să fim acolo în top. Și de asta a început să li se dea credit tuturor sportivilor și să meargă pe barca de 8. Nu este un sport ușor, este un sport care necesită un efort fizic mare. Eu am plecat la canotaj din cauza că eram, să zic, mai înalt decât toți, mă simțeam puțin exclus. Ești cel mai înalt din lotul olimpic, da, 2,08 m. Și... Ce eram puțin mai mult. Vreau să mă ceilalți erau modest rău, adică aveam 1,92 m când m-am apucat de sport. Eram peste toți și mă simțeam puțin exclus. Am venit la canotaj, am văzut că majoritatea sunt înalți, mă simțeam în largul meu și aici am putut să mă desfășor exact cum am vrut eu. Merită sportul și ar trebui să măcar să încerce fiecare din copii, pentru că e un lucru frumos și activitate fizică întreține o minte sănătoasă, în primul rând.
Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, propunerea mea. Mulțumim deocamdată celor care au avut deja intervențiile. Luăm așa scurt câteva momente de publicitate, că n-avem de ales. Trebuie să recunosc, mie îmi și convine. Da, e nevoie. Și ne întoarcem imediat alături de oamenii ăștia frumoși. Vreau să fac o glumă. Eu sper că nu o să se supere că vă știu, vă văd pe toți așa, că țineți la glumă. Și o să zic, în înălțimile voastre, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Rămâneți alături de noi.